Observatorul astronomic din Bârlad a descoperit o nouă stea. Corpul ceresc va purta de acum numele Bârlad V1. Colega mea, Cătălina Buzoianu, ne spune mai mult despre acest subiect. Te ascultăm, Cătălina. Bună ziua! Steaua variabilă Bârlad V1 a fost descoperită la începutul lunii noiembrie 2019 în urma procesării unor teste pentru observații fotometrice, iar curba de lumină a fost raportată pe 4 decembrie. Stelele variabile sunt acele corpuri cerești care își modifică strălucirea consecința unor procese din interior. Trebuie să vă mai spun că Bârlad V1 este situată la o distanță de aproximativ 4.000 de ani lumină în dreptul constelației Perseu. Este a doua descoperire importantă după Nova Roșie luminoasă din galaxia Messier 101, care a fost descoperită pe 10 februarie 2015 tot la Observatorul Astronomic din Bârlad.